Mihai Teodor Neagu, de 10 ani, locuiește în București cu părinții, pisica Zuzu și fratele lui de 19 ani. Când am venit prima dată aici, la primul modul, el m-a adus și pentru că el era mai mare, m-am simțit în siguranță, că am venit doar noi doi. Zilele lui Mihai sunt pline cu școală, teme, informatică. Seriile îi place să petreacă timp cu părinții jucându-se Clodo, Monopoly sau alte jocuri de familie. De când a început pandemia, cel mai mult însă îi place să programeze. Păi programez în programul Scratch, în care fac joculețe, povești și alte lucruri. Sau chiar, da, joculețe de matematică. Eu îmi doresc foarte mult să lucrez într-o firmă mare de informatică, cum e Microsoft sau Apple sau Bitdefender, să fiu programator. Mihai a creat o poveste cu doi marțieni și a realizat un film de animație. Eu am programat câteva personaje, cum ar fi marțieni sau extraterestri, și pun fundaluri și după aia iese ca un fel de filmuleț. Eu am început cu, spre exemplu, când se dă click pe butonul start, după aceea să se mute acel personaj cu 10 pași. Asta e cel mai simplu program. Și eu am scriptat în continuu cu blocuri și comenzi până am reușit să fac să fie ca un filmuleț, dar de fapt nu era. Era pur și simplu, totul era din comenzi și scripturi. Se numea povestea Salvarea Pământului. Proiectul meu era privat și vreau să-l fac public. Doar că, în loc să-i dau public, din greșeală m-am dus cu mouse-ul un pic mai jos și am dat ștergere permanentă. Acum nu-l mai am. Lui Mihai place să gătească cu mama sa pizza, quiche Lorraine, paste, lasagna și vrea să participe la concursuri de gătit. O altă pasiune a lui Mihai este muzica. Când aveam vreo 6 ani, am văzut că cântam un cântec, nu mai țin minte ce cântec, dar am observat că aveam o voce bună și părinții mi-au spus că am o voce bună și eu am început să cânt foarte mult și acum îmi place și să cânt în germană. Freude, Schoner, Götter, Funken, Tochter, Auselisium. Când sunt la baie, îmi aduc boxa și pun muzică și uneori mai cântă și pisica, în sensul că îmi ia una și ea. Deși citește și programează mult, Mihai își alocă timp încă să se mai joace cu Lego, cu pisica și să iasă cu bicicletele cu prietenul său, Matei. Superputerile lui Mihai sunt dărnicia și protejarea planetei. De exemplu, am câțiva prieteni. Chiar o să dau un exemplu de un prieten băiat mai mic decât mine, are cred că 7 sau 8 ani și trăiește, să zic așa, într-un fel, într-un mediu defavorizat și atunci îi mai dau hăinuțe sau când mă mai duc la spovedi la părintele Nicolae Tănase mai donez câteva hăinuțe, bani. Săptămâna asta la Școala de Supereroi Țibiții învață oul pe găină. Oul este Mihai Teodor Neagu, de 10 ani. Urmărește-l cum crește supereroul.